Bună! La invitația Bioderma am venit la centrul ProMama să îi facem toaleta bebelușului și am aici alături de mine pe Sorana, bună! Bună! Care ne va arăta cu ce să începem și cât de frumos trebuie să îl îngrijim pe cel mic. Așteptăm să ne arăți, abia așteptăm să ne arăți. Hai să discutăm pentru început despre toaleta feței. O să ștergem pentru început fețișoara cu o puțină soluție micelară. Ia te uită așa, cu mișcări foarte, foarte blânde. Se placă bebelușului. Bun. Ce frumos e! Să avem grijă să-l ștergem și după urechiuțe. Da. Și bineînțeles, să ștergem bine și aici în zona gâtului, ia să vedem cum lasă bebelușul să stergă aici la gât. Știi de ce trebuie să te ștergi aici? Pentru că transpiri și îți mai curge loptic și să nu te iriți. Și să nu-i faci frumos. Nici acasă nu-i place, nici acasă nu-i place, dar trebuie să fii curat, mami, peste tot. Da. O să-i facem acum toaleta ochișorilor. Da. Tot așa în fiecare zi, dimineața, de obicei, când se trezește, îi ștergem ochișorii de la exterior spre interior pentru a nu-i plimba în ochi secreție dacă există la colțul ochiului secreție. Și schimbând tamponul, îl ștergem la fel și la celălalt ochișor. Gata! Super! Și mai avem urechile pe care le ștergem, dar doar în pavilionul extern. Niciodată nu intrăm în cel intern să nu stimulăm foarte mult secreția de cerume și să nu împingem secreția, pentru că există riscul să se formeze dopuri de ceară. Știi și tu. Da. Știe el. Deci ștergem doar ceea ce este în afară. Gata! Ești gata cu fața. Gata. Și apoi ce facem? Schimbăm scutecelul. Schimbăm scutecelul. Haide să schimbăm scutecelul. Facem mami asta? Da. Facem mami pe aici, aproape de ea. Mami. Te bucur că face mami, așa-i? Așa. Îl ștergem cu șervețel, da? Cu șervețel. Hai să vedem. Așa. Dă și să se joace. Deci tu? Ștergem bine, tot pe la pliuri, da, ca să nu se ușoase. Și el chiar are multe pliuri. Foarte frumos ești și foarte bine arăți. Așa, o să mai vedem șervețel, că nu am fost foarte bine. Așa. Hai, mamă, să ștergem. Să dau și un pic de cremă. Da. Crema mami o dăm într-un strat foarte subțire pentru a-și absorbi pielea cât are nevoie. Mm-hmm. Fiind important și contactul cu aerul. Mai ai nevoie și pentru partea asta? Mie nu? Am păstrat. Așa se învață mamele să se descurce cât mai repede și eficient. Exact. Mi-a rămas și un pic de cremă și pentru mine. Așa. Ce-i, mamica? Trage roz? Da, ce cu minte e băiatul meu. E foarte cu minte. Foarte cu minte. Așa. Schimbăm pe toată vreodată. Deci aici, în general, strângem cam atât de tare cât să ne intre câteva degete destul de lejer. Nu foarte simplu, pentru că în momentul în care face pișul, se umflă scutecul și se mult strângă. E ok. Nici prea larg să nu iasă. E perfect. Bravo! Mulțumim pentru informații. Cu mult drag. Mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și vă așteptăm în continuare pe site, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube de BTV. Vă pupăm!